Anul acesta, spectacolul de Revelion va fi prezentat de către Laura Cristiana Hulubei, realizator emisiunii în cadrul postului de televiziune Iași TV Live și de către omul de radio Daniel Buzdugan. Ambii au un portofoliu prezentare ale unor evenimente de amploare la nivel național și au primit cu bucurie provocarea lansată de către reprezentanții primăriei municipiului Iași. M-a bucurat invitația primăriei municipiului Iași. E prima oară când prezint un Revelion, nu e prima oară când prezint un eveniment de o asemenea amploare, dar de Revelion n-am mai fost niciodată pe scenă. Am fost obișnuită să vin la palat, să mă bucur alături de ieșeni. Mă voi bucura și în acest an, dar dintr-o altă postură. Emoții sunt de fiecare dată când urc pe scenă, chiar dacă poate încerc să le maschez, să le ascund, dar sunt emoții constructive și de fiecare dată mă bucur când mă întâlnesc cu foarte, foarte mulți oameni și când pot să văd zâmbete sincere pe chipurile unor oameni care poate în tot restul anului sunt acaparați de monotonia cotidianului, de probleme, de tot felul de dificultăți pe care le întâlnesc. Laura speră ca spectacolul din noaptea de dintre ani să fie unul de neuitat, iar toți cei prezenți să se simtă bine și să se distreze cu adevărat alături de artiști și de cei dragi. Toată lumea muncește ca furnicuțele, în așa fel încât duminică seară, începând cu ora 19, atunci când va lua startul Revelionul copiilor, totul să fie pregătit și noi să ne întâlnim aici. Va fi și Daniel Buzdugan. E un Revelion între ieșeni, dar nu doar pentru ieșeni, îndrăznesc eu să cred. Sper să fie foarte mulți oameni și din alte colțuri ale țării și de ce nu și de peste hotare, pentru că Iașiul a devenit extrem de atractiv în ultima perioadă pentru turiști și sperăm să ne strângem în număr cât mai mare aici, în fața Palatului Culturii, în piața Palatului Culturii și să ne bucurăm împreună de un Revelion reușit. Reamintim că pe scenă vor urca, începând cu ora 21, artiști locali consacrați la nivel național, precum Andra Botez, DJ Line, Joe și Juno. Nu uitați însă că de la ora 19 va avea loc deschiderea spectacolului cu Revelionul copiilor, prilej cu care, pe scena din fața Palatului Culturii, cei mai talentați tineri artiști ieșeni, câștigători ai unor importante concursuri naționale și internaționale.